Credincioși din toată țara au participat astăzi la Sfânta Liturghie și la procesiunea cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul vechii cetăți de scaun ștefaniene. În mijlocul credincioșilor s-au aflat cu această ocazie 7 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Sărbătoarea a început încă din ajun cu slujba privegherii săvârșită de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Pimen și preasfințitul părinte episcop vicar Damaschin Dorneanul pe un podium special amenajat în curtea catedralei arhiepiscopale Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de 7 ierarhi ai bisericii noastre. Prăznuim astăzi 2 mari sfinței bisericii, precum am prăznuit ieri, pe toți sfinții bisericii din toate locurile și din toate vremurile. Ce oare ne îndeamnă pe noi creștinii ortodoxi să mergem uneori mulți kilometri distanță pentru a cinsti sfintele moaște ale sfinților, pentru a prăznui ziua de amintire a unui sfânt sau mai multora din calendarul bisericii noastre. Desigur, prea multele noastre păcate ne îndeamnă să mergem spre Sfinții lui Dumnezeu, nădăjduind în rugăciunile lor fierbinți pentru toată lumea și pentru noi, gândindu-ne la păcatele, la nevoile, la durerile, la îngândurările și îndoierile noastre pe care le așezăm la picioarele Sfinților, nădăjduind ca ei să le preia din viața noastră și să le prezinte lui Dumnezeu în fața tronului Preasfintei Treimi. Amândoi sfinții pe care noi îi prăznuim astăzi sunt cei care constituie pentru fiecare dintre noi în parte un exemplu. Găsim ceva care ne poate ajuta pe noi cei care trăim în aceste vremuri atât de bulversate din punct de vedere valoric. De la Sfântul Ioan Botezătorul învățăm ce înseamnă pocăința. De la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava învățăm mărturisirea. Pe tot parcursul Sfintei Liturghii, credincioșii au stat la rând pentru a trece pe la baldachinul în care a fost așezată racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, unde s-au închinat și s-au rugat pentru sănătate și iertarea păcatelor. Mulțumim în al preasfințitul părinte mitropolit Teofan, părintele nostru duhovnicesc, pentru această parte a țării a Moldovei și celorlalți părinți ierarhi care au venit și au slujit cu toată dragostea. Mulțumim dumneavoastră care ați participat din Maramuș, din toate celelalte, ne-ați încălzit și pe noi și ne-am lăsat sufletește. După Sfânta Liturghie, clericii și credincioșii au pornit în procesiune pe străzile Sucevei prin fața bisericilor Învierea Domnului, Domnițelor, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, Sfântul Nicolae, Catedrala Nașterea Domnului și Biserica Nașterea Maicii Domnului de la Tribunal. De 600 de ani de când moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava sunt aici, Dumnezeu ne-a ocrotit cu rugăciunile Lui. Pentru Bucovina și nu numai pentru Bucovina, pentru țara noastră, moaștele reprezintă o dovadă a credinței noastre drepte, ortodoxe, o dovadă că în rugăciunile noastre pe care le înălțăm la Dumnezeu pentru a ne ajuta, nu suntem singuri niciodată. Revenind în curtea mănăstirii, racla a fost din nou așezată spre închinare sub baldachinul de flori din curte.